un gest frumos făcut de cei din conducerea Petrolului. Începe meciul, o partidă care este condusă la centru de Viorel Fluieran. El este ajutat de asistenție Adrian Vornicu din Iași și de Doru Zamfir din Slatina. Hermannstadt a reușit în prima etapă a play-off-ului să bată Unirea Slobozia și să o facă destul de convingător. Hai să vedem această centrare cu o lovitură de cap a lui Al Hassan. 2-0 cu Unirea Slobozia și apoi în etapa trecută 2-1 și cu cel de la Concordia Chiajna. De remarcat totuși că ambele meciuri au fost disputate pe teren propriu. Un singur gol încasat în cele două meciuri jucate din play-off de Hermannstadt. Să vedem centrarea lui Tora de cap peste poartă. O situație bună. Bratul vine acolo și lovește mingea cu capul. Pașov cu centrarea, cu efect. Mingea trimisă bine. Câștigă duelul cu Alexandru Pante. Departe pentru Al Hassan. Să vedem cum reușește Al Hassan din care să șuteze, o face, dar destul de moale și pe lângă poarta lui Avram la cam 3-4 metri. Totuși, o rupere de ritm care pune pe picior greșit întreaga defensivă a Ploieștenii. Depășit cu ușurință acolo Myers, nu e neapărat vina sa. Aici este Diara, pătrunde Diara, șutează. Mă rog, cu acea plasă de protecție, altfel niște spectatori ar fi fost în mare pericol. Cel mai în siguranță, Plamen Iliev, portarul lui Hermannstadt. Mingea s-a dus la vreo 3-4 metri de poarta lui. Pătrunele în care, un șut însă dezamăgitor. Aici lovitură de cap, mingea se duce puțin pe lângă poartă. Huja. Mare ocazie însă pentru Petrolul. Lovitură de cap. A căzut acolo și Myers. Nu văd însă dacă este... Aici este un șut deviat peste poarta lui Plamen Iliev. A fi corner. Cebotaru șutează, mingea este deviată. Bate Petrescu. La fațele fixe, Petrolul a mai avut probleme în acest sezon. Și aici este lovitură de cap, o minge pe care trebuie să o scoată cu greu Avram. Din nou sunt probleme pentru același Baba Al Hassan. Petrescu cu centrarea bună. Mingea reluată de acolo din zona centrală. Niciun om al Petrolului nu a sărit la această minge, cu excepția lui Huja, care oricum se desprinde. Aici este mingea ajunsă la Diara. Șutul lui Diara! Ajunge undeva la 20-25 de metri de poartă și șutează cu șutul lui Pașov. A fost destul de aproape să tragă și Senad Iarovici, ți-a dat pe lângă minge. Se termină 0-0 acest duel din fruntea play-off-ului. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.